ale Domnului Isus. Deschidem acest serviciu divin cu imnul 86. Isus, îmi este păstorul bun. Mulțumim, Părinte Bun, pentru această zi de sabat. Îți mulțumim pentru îndemnul de a veni aici. Te rugăm ca tu să binecuvintezi pe vorbitor și să ne binecuvintezi și pe noi, cei care vom asculta, cu înțelegere și cu dorința de a pune în aplicare în viața noastră. În numele Lui Iisus te-am și îți mulțumim. Amin. Mă bucur că putem să ne reîntâlnim și în această după-amiază. Uh, unii dintre dumneavoastră, pe bună dreptate, atunci când uh, am dat mâna la ușă, au făcut câteva observații. Uh, prima dintre observații a fost aceea că uh, unele lucruri au fost mult prea concentrate, prea condensate și poate puțin cam greoaie sau uh, ceva de felul acesta. În al doilea rând, calitatea slide-urilor nu a fost foarte bună, din cauză că au fost destul de multe noțiuni înghesuite pe un singur slide, dar nu am avut foarte multe alternative pentru că trebuia neapărat să fie toate pe un slide. Și așa cum am subliniat, abilitățile tehnice pe care le-am utilizat cu puțin timp înainte de prezentare nu m-au ajutat foarte mult. În această după amiază, am pus câteva slide-uri într-un alt format, dar avem o, un alt tip de problemă și anume s-ar putea să, de fapt, nu mai putem să le acționăm de aici. Și atunci o să rugăm pe cei de la tehnic, să introducă slide-urile unul câte unul. Nu vor fi nu vor fi foarte multe. Poate eu știu o să lăsăm câteva minute la dispoziție fie în partea aceasta introductivă pentru știu eu câteva întrebări în legătură cu prezentarea anterioară sau eventual putem să lăsăm un număr de minute la sfârșit. Nu știu cum să procedăm. La sfârșit. Bun. Bun. Aș vrea doar să reamintesc câteva lucruri în legătură cu această carte a Apocalipsei. Spuneam că unul dintre lucrurile esențiale în abordarea acestei cărți este necesitatea de a investiga o structură sau niște structuri, pentru că ar trebui să avem o linie directoare sau un fir roșu pe care să mergem astfel încât să avem sentimentul înaintării și al unei logici sau succesiuni logice. Și am investigat două sau trei modele sau aranjamente literare care ne pot ajuta în studiul sau analiza acestei cărți. Primul dintre ele pe care l-am menționat a fost acela al unor structuri repetitive sau septenare. Este adevărat că se ridică anumite întrebări și anume dacă viziunile de fond sau structurile de fond, adică cele referitoare la șapte biserici, șapte peceți, șapte trâmbițe, șapte urgi sau plăgi, sunt cronologice sau sunt paralele. <coughs> Impresia pe care o am este că secțiunile referitoare la biserici, peceți și trâmbițe sunt secțiuni paralele, iar cele șapte plângi reprezintă o secțiune separată care este plasată cumva la sfârșitul timpului. Adică, atât bisericile, cât și pecețile, cât și trâmbițele, acoperă întreaga perioadă de timp între prima venire a Domnului Hristos și a doua venire a Domnului Hristos. Pe când cele șapte plăgi sau urgii se referă la o secvență de timp mult mai scurtă, o perioadă care ar putea să fie plasată cu ceva timp, cu scurt timp înainte de revenirea Mântuitorului, iar, știu eu, plaga a șapte, eventual, sau chiar și a șasea, ar putea fi plasate chiar în contextul descărcării evenimentului care este a doua venire. Un Al doilea model utilizat a fost cel al sanctuarului. Și spuneam că există două direcții pe baza cărora înaintăm în carte și anume o direcție pământ, pământ, cer și din nou pământ, iar o altă direcție este aceea trecerii de la serviciul zilnic realizat în prima încăpere a sanctuarului la serviciul anual realizat în cea de-a doua încăpere a sanctuarului. Acum o, o să mă refer la câteva lucruri, haide să le numesc tot preliminare, dar vom face și o mică incursiune în primul capitol. Imaginați-vă că nu o să ne ocupăm de o analiză a cărții capitol cu capitol, pentru că nu avem cum să facem aceasta. O să rog pe cei de la tehnic să ne pună primul slide, prima imagine. Nu, no, mai înapoi, chiar prima, chiar prima. Prima, prima. Este cea cu. Uh, da, aceasta. Uh, o să citesc uh, câteva versete din capitolul 1. Primul a fost cit, uh, deja citit de dimineață, dar o să-l răiau. Descoperirea lui Isus Hristos pe care le-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot ce a văzut. Versetul 3, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Spuneam că încă din uh, uh, prolog, adică e vorba despre capitolul 1, uh, de la versetul 1 până la versetul 8, uh, avem uh, o, un autor descoperit care este Isus Hristos, un scriitor descoperit care este Ioan, uh, avem salut și iată, chiar în debutul cărții, avem o binecuvântare specială care intră în categoria fericirilor. Și pentru că spuneam că numerele joacă un rol semnificativ în această carte, fericirile nu fac excepție, deoarece numărul fericirilor din cartea Apocalipse este de șapte. Haideți să vedem aceste fericiri. Ele nu sunt altceva decât Uh, acele binecuvântări pe care le întâlnim și în Evanghelii. Uh, numai că, de exemplu, uh, Mântuitorul a rostit nouă fericiri în Evanghelie, iar aici avem șapte fericiri, fericirile reprezentând practic uh, plenitudinea uh, binecuvântărilor lui Dumnezeu adresate poporului lui. Uh, și fericirile, au un anumit aranjament. Adică există o corespondență între fericirea a treia și a patra, a doua și a cincea, prima și a șasea, iar a șaptea este un fel de prelungire a tuturor celorlalte șase. Prima fericire este, prin urmare, cea din versetul 3, capitolul 1, și observați că a doua apare în carte destul de târziu, adică în uh, capitolul 14, versetul 13. Celelalte vin puțin mai repede, dar, dar este o distanță destul de lungă între prima fericire și uh, a doua fericire. Există o, o corespondență tematică între aceste fericiri. Pe prima am citit-o, la ce se referă ea la necesitatea de a auzi Cuvântul lui Dumnezeu, de a-l asculta și de a-l păzi. Pentru un iudeu, a auzi și a asculta nu însemna unul și același lucru. Adică sunetele pot intra în urechi. Dar faptul că ele au intrat nu înseamnă că acest lucru se transformă automat în receptivitate. Acesta este și motivul pentru care în ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu descoperim această progresie. A citi este destul de bine. A auzi sau a asculta este și mai bine. Dar a păzi este dezideratul sau, sau idealul. Dacă vă uitați, în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 7, fericirea a șasea are același conținut. Se referă la necesitatea pozirii sau ascultării cuvintelor prorociei. A doua fericire care spuneam că apare în capitolul 14, versetul 13, este una dintre fericirile preferate de către adventiști și este utilizată foarte des atunci când oficiem servicii de înmormântare. Ce spune fericirea? Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, pentru că ei se odihnesc de ostenelile lor și faptele lor îi urmează. Asigur, această fericire îi implică ceva mai mult decât faptul că cineva uh, și-a terminat alergarea și acum așteaptă învierea. Fericirea aceasta este plasată într-un anumit context al crizei finale, al uh, unui test care înseamnă o amenințare teribilă care vine din partea fiarei și închinătorilor ei, un decret de moarte care amenință pe cei credincioși. Cu alte cuvinte. Există aici o fericire rostită la adresa acelora care nu vor trece prin cele șapte plăgi. Acesta este contextul. Um, fericirea a treia apare în capitolul 16, versetul 15. Um, Iată eu vin ca un hoț fericit de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Și corespondentul ei este acela din uh, uh, capitolul 19, versetele 8 și 9 mirele se pregătește să coboare, să-și ia mireasa, iar aceasta este îmbrăcată în niște haine cu totul și cu totul speciale, pe baza cărora poate să participe la ospăți. Observați că legătura tematică dintre cele două, de data aceasta, nu mai ține de ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, ci de prezența unor veșminte care facilitează accesul la ospățul nunții mielului. Știm că în limbajul biblic, hainele sunt o expresie a caracterului neprihănit. Apoi următoarea grupă este cea... Ah, am făcut o misiunea 2 cu 5 se referă la moarte și înviere. La capitolul 14, versetul 13, ferice de morții care mor în Domnul, iar în uh, capitolul 20 este din nou rostită o fericire la, adresă, la adresa celor care au parte de prima înviere. Da? Deci legătura organică este aceea dintre moarte, odihnă și înviere. Și în sfârșit, în ultima fericire a șaptea, care spuneam că este o extensie a tuturor celorlalte șase, practic se condensează toate celelalte binecuvântări, pentru că a avea hainele curate sau spălate, a avea drept ca să intri pe porți încetate și acces la pomul vieții, înseamnă, de fapt, suma tuturor binecuvântărilor. Să dăm următorul slide. Există și niște aplicații, dacă vreți, pe care le putem extrage din aceste fericiri. Prima fericire reclamă necesitatea de a oferi un răspuns adecvat față de Cuvântul lui Dumnezeu. Adică. Nu deschidem cuvântul lui Dumnezeu doar pentru a ne informa. Nu deschidem cuvântul lui Dumnezeu pentru a dispune de oarecare cultură generală. Motivul esențial pentru deschiderea cuvântului lui Dumnezeu este acela de a da ascultare, de a urma cuvântul lui Dumnezeu. Este, aceasta este prima lecție pe care o găsim în prima fericire. A doua fericire subliniază faptul că uh, cei credincioși sunt chemați să și mențină credincioșia fie până la moarte, fie în fața morții. Știu uh, acest lucru induce o anumită stare de teamă. Uh, există în zilele noastre o preocupare specială pentru proclamarea unei evangelii a Bunăstării. Cu alte cuvinte, uh, predicatorii Evangheliei Bunăstării subliniază faptul că uh, tu, care ești copilul lui Dumnezeu, nu ar trebui să experimentezi anumite situații și anume, nu ar trebui să fii sărac, nu ar trebui să fii bolnav, și nu ar trebui să ți se întâmple ceva rău. Prin urmare, ești întru totul îndreptățit ca să reclam lui Dumnezeu uh, condiții materiale bune, scutirea de uh, boală și, eventual, dacă este posibil, o viață cât mai lungă uh, și dacă se poate să treci uh, din această viață fără să guști moartea în uh, viața veșnică. Numai că, iată, această fericire ne pune față în față cu o anumită realitate și anume că ea, credincioșia, este chiar mai importantă în fața morții decât statutul de om care dispune de suficiente resurse sau o persoană care se bucură de o sănătate excepțională. A treia fericire, cea din versetul 15, capitolul 16, care introduce surpriza revenirii Mântuitorului, comparație este făcută cu un hoț care se strecoară noaptea, și necesitatea de a veghea asupra hainelor, astfel încât să nu fiind dați de rușine. Fericirea este plasată în contextul uh, bătăliei finale dintre bine și rău. Între Isus Hrist Hristos și Satana, practic ea este uh, introdusă în cadrul bătăliei de la Armagedon. Și ne punem întrebarea care este motivația introducerii unei astfel de fericiri într-un context de război? Ioan, care este un scriitor iudeu, dar în același timp trăiește într-o lume romană, este familiarizat cu, cu războiul sau cu strategia militară. Și imaginați-vă că în mintea lui există anumite scene. Iar una dintre scene care probabil persistă este aceea referitoare la arestarea și condamnarea mântuitorului, adică acela pe pieptul căruia el își punea capul. Ce s-a întâmplat atunci când Isus a fost arestat, condamnat, crucificat și apoi îngropat? S-a întâmplat ceva? Uh la mormântul lui Isus a fost pus o gardă romană. Și pentru că Mântuitorul a înviat, autoritățile religioase, iudaice, dar și romane, se confruntă cu o problemă majoră și anume, trebuie să ofere un răspuns. Și un lider religios vine cu răspunsul. Și spune, a, de, soldații să declare că în timp ce ei dormeau, au venit ucenicii și au furat trupul. Și ce spun soldații? Nu, nu putem să declarăm așa ceva. Înțelegem acum motivul amplasării acestei fericiri într-un context de război și ce este în mintea lui Ioan atunci când scrie aceste lucruri. O gardă romană care era găsită dormind, Adică nu vegea, putea să pățească unul din următoarele două lucruri. Fie era condamnată la moarte, fie îi se dădea foc hainelor. Prin urmare, era nevoie de o preocupare cu totul și cu totul deosebită în legătură cu hainele. Iar această fericire plasată într-un context de război este o fericire în războiul dintre Domnul Hristos și Satana. Isus vine ca un hoț. Și atunci trebuie să-i găsească pe urmașii lui într-o stare de veghere, având asupra lor hainele, adică neprihănirea Domnului Hristos. În cea de-a patra fericire, există o invitație pentru participarea la nunta Mierului. Noi suntem obișnuiți cu parabolele. Și una dintre parabole este parabola fiului de împărat. Sunt invitați oaspeții, trebuie să aibă asupra lor o anumită haină, și când mirele uh, merge să își cerceteze oaspeții, constată cu uimire că unul dintre invitați este fără haină de nuntă. Și începe să-l chestioneze. Prietene, ce se întâmplă? Cum a intrat aici? Și omul acela, Evanghelia spune că omul acela a a amuțit, nu a putut să ofere niciun răspuns. Care este contextul? Contextul acestui o sau nuți a fiului de împărat este o ilustrare a judecății de cercetare. Judecata de cercetare reclamă necesitatea de a avea Asupra ta haina neprihănirii lui Iisus Hristos. Aici este chiar o extensie a acestui lucru. A cincea fericire, prima înviere. Într-adevăr, este o fericire ca să fii din categoria celor înviați la prima înviere. Adică, atenția trebuie să fie focalizată pe acest lucru. Dar cum se ajunge acolo? Cum se ajunge acolo? Există un răspuns la această întrebare dacă o corelăm cu uh, fericirea a doua din capitolul 14, versetul 13. Credincioșie în fața morții sau chiar până la moarte este o garanție pentru a avea parte de prima înviere. A, a șasea, păstrarea prorociei. Cuvântul proorocie sau profeție, este un cuvânt cheie în cartea Apocalipsei. De ce? Pentru că aceasta este modalitatea pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția oamenilor după căderea în păcat. Știți că la început Dumnezeu și omul vorbeau într-un mod neintermediat. Dar după căderea în păcat a fost nevoie ca. Dumnezeu să pună la dispoziția omului mijloace alternative pentru comunicare. Și au fost mai multe modalități. Dumnezeu a vorbit prin intermediul îngerilor, a vorbit prin uh, două pietre puse pe pieptarul marelui preot, Urim și Tumim, care arătau dezacord sau aprobare. Uh, Dumnezeu a vorbit prin uh, Duhul Sfânt, nu? care duce o lucrare de convingere asupra oamenilor. Dumnezeu a vorbit chiar și prin intermediul unui glas sau unei voci perfect audibile, de câteva ori în Noul Testament se aude vocea lui Dumnezeu. Gândiți-vă de exemplu la botezul lui Isus. se aude o voce. Da? Uh, și Dumnezeu uneori uh, utilizează chiar și niște mijloace foarte bizare pentru a comunica adevăruri. Ca excepție, uh, Dumnezeu a înzestrat un animal cu darul vorbirii. O măgăriță, vă amintiți episodul Balam. Însă, probabil că cel mai uh, desutilizat mijloc pentru a comunica adevărului a fost acela prin intermediul unui profet sau prooroc. Prorocul are câteva responsabilități. În primul rând, să-l reprezinte pe Dumnezeu în fața oamenilor și în al doilea rând să-i reprezinte pe oamenii în fața lui Dumnezeu. Prorocul este un purtător de cuvânt, un mesager al lui Dumnezeu. De aceea, Duhul sau spiritul proorociei reprezintă o sintagmă cât se poate de semnificativă în cartea apocalipsei. Și în sfârșit, așa cum am subliniat, hainele spălate pomul vieții, reprezintă suma binecuvântărilor pe care le întâlnim în acest debut al cărții, în care apare uh, ferici, prima fericire. Să dăm următorul slide. Um ce uh, gând sau uh, uh, ce led aprind în mintea noastră fericirile. Uh, ne aduc în memorie tabloul din Geneza, capitolele 1 și capitolul 2. Avem o grădină, avem haine de slavă, avem pomul vieții, avem din cauza păcatului, rușinea, gândiți-vă, este vorba despre un ecou, nu? Lui Adam și Evei le-a fost rușine. În Apocalipsa 16, ai grijă, vechează, ca să nu rămâi fără haine și să ți se vadă rușinea, da? Apoi, sabatul ca ilustrare a odihnei mântuirii în Cartea Genezei, corelat cu morții care mor în Domnul și de acum se odihnesc. Uh, moartea care a intervenit în grădina Eden din cauza păcatului și blocarea accesului la pomul vieții, dar din nou uh, accesul este deblocat, uh, cei răscumpărați au posibilitatea să intre pe, pom, pe porți încetate și să aibă acces la pomul vieții iar ceea ce li se oferă ca rod al perseverenței, al statorniciei, al rezistenței, este viața veșnică împreună cu Isus Hristos. Prin urmare, în Cartea Genezei avem proto iar în Cartea Apocalipsei avem Evanghelia. Evanghelia descoperită. Bine, mai pot fi făcute foarte multe corelații. Spuneam de dimineață că șarpele apare în capitolul al treilea, se declanșează conflictul iminent și de durată, și șarpele dă o lovitură de călcâi, însă femeia avea să dea șarpelui o lovitură mortală. Următorul slide. Um... Capitolul 1 reprezintă un rezumat al întregii cărți Apocalipsa. Aș vrea să citesc acum de la versetul 5. Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine și din partea celor șapte duhuri, care stau înaintea scaunului de domnie și din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul Împăraților Pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preos pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui, da, amin, eu sunt alfa și omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel tot puternic. În ce sens aceste prime versete ale capitolului 1 reprezintă rezumatul întregii cărți? Haideți să, să vedem. Martorul credincios și adevărat, este într-o strânsă relație cu secțiunea referitoare la șapte biserici. Iisus are ceva special de spus fiecarea dintre cele șapte biserici, iar mărturia sau declarația lui este autentică, este credibilă. Primul născut din morți, avem cele șapte peceți. Rege al cerului și al pământului este secțiunea pe care o introduce uh, secvența de cele șapte trâmbițe. Nu? Trâmbițele sună, iar motivul pentru care trâmbițele sună este faptul că ele anunță sosirea regelui. Da? Asta este motivul pentru care încă din debutul cărții Iisus este numit rege al cerului și al pământului. Ne-a spălat de păcatele noastre este răspunsul lui Dumnezeu adresat mulțimii celor răscumpărați pe care o descoperim într-o dublă ipostază în capitolul 7, mai întâi ca 144 144.000, apoi ca mare gloată. Ne-a făcut regi și preoți, aceasta este, o, acesta este un titlu de noblețe cu adresare evidentă la cei 144 144.000. A lui să fie Slava, spuneți-mi, vă rog, sigur, Slavă este un cuvânt de origine slavă, nu? Probabil că acum iubim ceva mai mult un alt sinonim și anume glorie în loc de slavă, da? Însă, Slava lui Dumnezeu unde se manifesta. Deasupra capacului ispășirii din Sfânta Sfintelor. Da? A lui să fie slava este o expresie asociată cu slava lui Dumnezeu manifestată în sanctuar. Iată că El vine pe nori. Este tema cărții, certitudinea revenirii lui Isus Hristos, da? Adică tema celei de-a doua veniri. Avem Apocalipsa, capitolul 14, versetele 14 la 16. Uh, și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Aici este o altă temă și anume învierea specială. Da? Observați cum, încă din introducere avem acest rezumat, iar rezumatul introduce temele principale ale cărții, dar și învățături sau doctrine fundamentale. Iar învierea specială este o învățătură fundamentală. Toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Este o relație directă cu căderea Babilonului. Babilonul este prezentat mai spre sfârșitul cărții. Bine, el apare și în capitolul 14, dar o descriere mai amplă în capitolele 17 și 18. În capitolul 17, Babilonul este prezentat în două moduri, prin intermediul unei femei uh, imorale și prin intermediul unei cetăți mari. Și capitolul 17 răspunde la câteva întrebări, în mod deosebit două. Cine este Babilonul? Deci, de ce trebuie să fie distrus și cum? va fi distrus. În capitolul 17 accentul cade pe uniunea sau legătura dintre biserică și stat, o uniune politico-religioasă. Dar în capitolul 18 este o prezentare a Babilonului prin intermediul unei cetăți mari cu ecouri care vin din Vechiul Testament, din Geneza capitolul 11. Oamenii și-au propus să-și facă o cetate ca să scape de o catastrofă. Și să zidească un turn al cărui vârf să ajungă până la cer. Și ei încep să construiască. Dar apar câteva probleme. Prima problemă este că, deși ei construiesc, turnul acela care se vrea să ajungă până la cer, sau vârful să ajungă până la cer, nu mai ajunge. Și este o ironie în uh, capitolul 11 din Cartea Genezei, pentru că persoanele dumnezeirii poartă un dialog. Uh, oamenii aceia nu și-au propus să construiască un turn? Ba da. Păi unde e vârful? Că nu se vede. Și pentru că nu se vede, Haideți să ne pogorâm să vedem ce fac ei acolo. Adică oamenii, în, în ciuda tuturor încercărilor sau sforțărilor lor, nu reușesc să clădească o construcție al cărei vârf să ajungă până la Dumnezeu. Aici este o ilustrare a geniului uman, un fel de uh, replică veche la Titanicul care s-a scufundat sau la, dacă vreți, la uh, nava Challenger, nu? Titanic. Adică ceva care depășește spiritul sau geniul uman, challenger, provocare, la adresa cui? Sau pentru ce? Uh, în, în, în Apocalipsa, capitolul 18, se construiește din nou un turn. Păcatele se îngrămădesc și ajung până unde? Până la cer. Un nou vârf, un nou vârf. Sigur, este o figură de stil, o hiperbolă, da? o exagerare pentru a sublinia un anumit lucru. Și uh, în capitolul 18 avem o prezentare a Babilonului din punct de vedere economic. O grămadă de lucruri. Dar pentru că toate acestea dispar într-o clipă fiindcă Babilonul este distrus, diferitele categorii de oameni încep să se plângă, se lamentează și spun, vai, vai, Babilonul cel mare, cetatea ce mare, într-o clipă. Da? Toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Și în sfârșit, amin. Amin este o formulă consacrată pentru încheiere nu întâmplător, ea este rostită uh, la încheierea unor secțiuni importante, dar acest amin este mai degrabă expresia îndreptățirii lui Dumnezeu și a caracterului lui în fața Universului. Adică Dumnezeu este așa cum este, Dumnezeu este vrednic, Dumnezeu merită închinare. Acesta ar fi un rezumat al întregii cărți, portretizat de aceste câteva versete din capitolul 1. Următorul slide. Avem în capitolul 1 o altă prezentare a Mântuitorului pe care. Ioan o realizează prin intermediul unui alt procedeu literar. O să îl explic imediat. Deci, Isus Hristos este martorul credincios și adevărat. Am făcut o misiunea, dar rectific acum. Ioan citează foarte, foarte mult din Vechiul Testament. Mai mult de două treimi din textele cărții Apocalipsa provin din citări din Vechiul Testament. Și iată cum citează Ioan. Uh, face referire la martor citând din Isaia, capitolul 55, versetul 4. Apoi, subliniază faptul că el vine pe nori. Este o imagine a unei scene pe care o împrumută din cartea lui Daniel. Apoi se referă la Isus Hristos ca fiind cel străpuns. Un text pe care îl ia din uh, Zaharia, capitolul 12, versetul 10. Cel străpuns, unde a primit rănile? În casa acelora care ar fi trebuit să-l primească cu uh, ospitalitate și cu reverență. Uh, apoi, Isus este Alfa și Omega citează Ioan din Isaia 41, 44, 48 și din nou în versetul 11 reafirmă că Isus este Alfa și Omega. Sigur, Alfa și Omega fiind prima și ultima literă din alfabetul grecesc, adică începutul și sfârșitul, da? adică Isus este începutul oricărui lucru și sfârșitul oricărui lucru. După aceea, versetul 13, Lâmpile de Aur, un împrumut de asemenea din cartea Zaharia, mare preoceresc ce umblă în haina sa albă lungă până la pământ, împrumutată din scena judecății de cercetare din Daniel, capitolul 10, și apoi este prezentat ca Purtând o sabie ascuțită, romfaia, o mică sabie, așa cum aveau soldații romani. O trimitere evidentă la Isaia 49, dar ar trebui să coroborăm și cu uh, Evrei, capitolul 4, versetul 12, Cuvântul lui Dumnezeu este ce anume? O sabie ascuțită cu două tăișuri care are capacitatea să disece, să despice. Despre ce procedeu este vorba? Dacă vă uitați cu atenție, prima citare este din Isaia și ultima de unde este? Tot din Isaia. A doua este din Daniel, iar penultima este din Daniel. A treia este din Zaharia, iar antepenultima este din Zaharia. Iar 4 și 5 sunt din Isaia, pe care le găsim plasate în mijloc. Care este motivul? Această structură este un epanados, nu trebuie neapărat să ținem minte, dar să înțelegem doar la ce se referă acest procedeu. Afirmațiile sunt făcute într-o fază inițială și după aceea repetate în ordine inversă pentru a obține un efect și anume a plasa o idee într-o zonă centrală. Adică Ioan începe să citeze din Isaia și încheie cu Isaia, dar în mijloc pe cine plasează? Tot pe Isaia. Asta înseamnă că pentru Ioan, pentru Ioan, Isaia a fost un profet cât se poate de important. Nu cred că Ioan a avut în minte un lucru, dar este ceva la care m-aș putea gândi. Sigur, Biblia nu era împărțită în vremea lui Ioan sau Vechiul Testament nu era împărțit în capitole. Însă, știm că Biblia are 66 de cărți, da? Celelalte 65 de cărți curg spre cartea Apocalipsa, se varsă în ea. Dar, în mod paradoxal, cartea Isaia câte capitole are. 66. Deci este un fel de uh, sumum bonum, adică o concentrare a tuturor uh, cărților scripturii. Adică, cu alte cuvinte, Ioan și-a dorit, să presupunem că și-a dorit ca Apocalipsa lui să concentreze învățăturile esențiale asemenea acestui. Haide să-i spunem evanghelist al Vechiului Testament, care a fost uh, profetul uh, Isaia. Uh, așa, pentru că am amintit despre Isaia, mai este un lucru semnificativ. Uh, poate să fie numită cartea lui Isaia o mini-evanghelie sau uh, o Biblie în rezumat, deoarece uh, printr-o coincidență stranie, se pare că introducerea din fiecare capitol conține o temă a fiecarei cărți, adică Isaia 1 face referire sau există o corespondență cu Geneza, Isaia 2 cu Exodul, Isaia 3 cu Leviticul, Isaia 4 cu Deuteronom și așa mai departe. Există paralele verbale sau ecouri care nasc anumite întrebări. Următorul slide ne apropiem de încheiere. Observați structura despre care am vorbit: 1-8 Isaia, adică început-sfârșit; 2-7 Daniel; 3-6 Zaharia; 4 și 5 uh, Isaia, adică mijlocul. Uh, aș vrea să mai citesc uh, un uh, ultim uh, pasaj din uh, capitolul 1. O să încep cu versetul 13. Și în mijlocul celor șapte sfeșnice era cineva care semna cu fiul omului îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și porul lui erau albe, ca lâna albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele care strălucește în toată puterea lui. Aici avem imaginea unui uh, Hristos radiant sau strălucitor. Este o lumină în creștere. Este așa cum spune cartea proverbelor că, uh, eu știu, înțelepciunea sau uh, Cunoștința crește tot mai mult, tot mai mult ca lumina soarelui până la amiază. Ce avem? Avem pe Iisus care umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice. Sfeșnicele nu transmit o lumină foarte puternică. Nu, e o lumină plăpândă, palidă. Brâul de aur este ceva mai strălucitor decât lumina sfeșnicelor. Părul ca lână albă ca zăpada este, înseamnă elemente mai strălucitoare. Ochii, așa cum ochii, ca para focului, strălucire mai puternică. Picioarele ca arama aprinsă, arama și mai aprinsă, stelele în mâna dreaptă, mai strălucitoare decât arama aprinsă, ca totul să culmineze sau să existe acest climax fața ca soarele. Da? Deci, Isus este descoperit puțin câte puțin, mai strălucitor, mai strălucitor, mai strălucitor, mai strălucitor. Trecând de la sfejnice și până la soare. Deci avem în Cartea Apocalipsei, chiar în capitolul 1, un Hristos strălucitor, briliant, radiant. Mai avem vreun slide? Sunt câteva teme comune în carte, cu aceasta cred că ar trebui să încheiem. În majoritatea cărților Bibliei găsim niște teme fundamentale. Iar una dintre temele fundamentale pe care o putem găsi în foarte multe dintre cărțile Bibliei este tema creației. Iar această temă este omniprezentă în Cartea Apocalipsei. Numai că atunci când vorbim despre creație în Apocalipsa, este o mișcare inversă. Dacă în Geneza ne mișcăm de la ordine, de la haos la ordine, în Apocalipsa ne mișcăm de la ordine la haos, Pare că Apocalipsa prezintă o natură care se dezintegrează. În mod deosebit, această temă a creației este prezentă în cele șapte trâmbițe. Fiecare trâmbiță lovește un anumit domeniu al creației. Prima trâmbiță, pământul, a doua, mare, apoi stelele, luna, apele, izvoarele, soarele și așa mai departe, nu? Deci este o creație inversă. Apoi tema exodului este o temă foarte, foarte prezentă. Poporul era sclav în Egipt, nu? Pentru a fi eliberat, trebuie să vină un eliberator dar eliberarea lor din Egipt nu se poate realiza decât printr-o demonstrare ă, extraordinară de forțe, iar aceste forțe sunt ilustrate prin intermediul celor 10 plăci. Cartea Apocalipsei prezintă un popor care este într-o altă sclavie, sclavia Babilonului, în timp ce în, în Exod avem o sclavie fizică. În Apocalipsa avem o sclavie fizică și spirituală, iar uh, pentru eliberarea poporului, uh, Dumnezeu folosește șapte plăgi. După ce izraeliții sunt eliberați din Egipt, uh, intonează un cântec de triumf la Marea Roșie. Mulțimea celor răscumpărați și cei 144.000 cântă un im. La Marea de Cristal. Nu? Deci avem tema Exodului. Tema cuceririi Cananului este din nou o temă uh, foarte prezentă în Cartea Apocalipsei. Vă aduceți aminte? Iosua este cel care conduce armatele israelite în atacul decisiv asupra Ierihonului, un simbol al opoziției față de Dumnezeu. Uh, interesant este că Iesua este același nume pentru Iosua și Isus. Iosua conduce armatele izraelite pentru cucerirea Cananului pământesc, pentru a le libera de adversari, iar noul Iosua, adică Isus, conduce armata sau poporul lui Dumnezeu pentru cucerirea Cananului ceresc. Atacul împotriva Ierihonului a fost precedat de sunete de trâmbiță. Apoi a fost tăcere. Trâmbițele sună în Apocalipsa una câte una, iar între a șasea și a șaptea se face tăcere. Pentru că urmează atacul decisiv pentru distrugerea de această dată nu a Ierihonului, ci a Babilonului. În sfârșit, izraeliții moștenesc țara, nu? Așa cum cei răscumpărați vor moșteni pământul. Poate că am făcut o misiune și anume, înainte de a cuceri Canaanul, sunt trimise două iscoade, adică doi oameni care să aducă o mărturie despre țară. Avem în capitolul 11 doi martori care joacă un rol esențial în legătură cu ceea ce urmează să se întâmple. Și în sfârșit, o a patra temă pe care o putem identifica în această carte este tema răscoalei lui Core, Datan și Abiram. Cine erau aceștia? Erau niște prinți. Și ei au revenit preoția. Au spus, dar ce, numai prin moi se vorbește Dumnezeu. Vrem și noi să fim conducători. Bine? E în regulă. Preoția are de-a face cu o serie de obiecte cultice unul dintre ele este cădelnița în care este arsă tămâia. Să vă prezentați în fața sanctuarului, voi și familiile voastre, cu cădelnițe. E în regulă. Și dacă se va întâmpla un lucru nemaipomenit și se va deschide pământul, atunci să știți că am dat autoritatea lui Moise și nu vouă. Avem capitolul 8. Îngerii sunt însărcinați de către Dumnezeu să încredințeze trâmbițe, să, să, primească trâmbițe prin intermediul cărora urmează să sune. Sunt cădelnițe acolo, fumul de tămâie care arde, totul este pregătit pentru o confruntare. Mă opresc aici. Spuneam că această carte a Apocalipsei nu este focalizată în primul rând pe dezastre, pe nenorociri, nici măcar pe, știu eu, pe ceți, biserici, trâmbițe, toate acestea nu reprezintă altceva decât mobilă. Mobilă. Sunt niște auxiliare care îmbracă adevărata imagine care este aceea a unui Hristos glorificat, a unui Hristos care uh, se sacrifică pentru răscumpărarea poporului Lui care îl însoțește indiferent de situațiile prin care trece, care îl poartă printr-o istorie a răscumpărării de la căderea în păcat până la intrarea pe porți în cetate. Această carte este o garanție a faptului că ea este o sumă a binecuvântărilor pe care Dumnezeu le promite, Ați văzut cele șapte fericiri, că biruința este un lucru perfect posibil pe care Dumnezeu l-a pus la îndemâna oamenilor și că speranța pentru uh, o viață mai bună, pentru un loc sigur, pentru uh, a trăi o, o viață de plenitudine, stă într-un mântuitor fără egal pe care această carte îl descopere și anume Isus. Cristos. Amén. Iisus, vom intona la închidere, inul 67. Un nume ca nimănui e domnul meu iubit. mulțumim, Tatăl nostru, pentru ceea ce ne-ai învățat în acest sabbat, Ajută-ne, te rugăm, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să punem în practică. Ajută-ne pe viitor și dă-ne înțelepciune să înțelegem pe deplin ceea ce ne-ai descoperit în Cartea Apocalipsei. Ajută-ne să aplicăm în viețile noastre și să ne pregătim pentru întâlnirea cu Tine. Ai grijă de noi în săptămâna care urmează, condune toate activitățile noastre și ajută-ne să umblăm cu Tine în gândurile și în inimile noastre. Încrezător că vei fi cu noi, îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Am cer scuze, cred că am consumat timpul pentru întrebări. Eram sub presiunea ceasului care vedeam că se tot duce undeva spre dreapta. Cred că am putea să găsim o soluție în cadrul celei de-a treia prezentări. Știu eu, poate rețineți până atunci întrebările, dacă sunt, și încercăm să, să facem prezentarea a treia să fie puțin mai scurtă, astfel încât să lăsăm ceva mai mult timp dacă, dacă este nevoie pentru întrebări sau pentru știu dezbateri. Vă mulțumesc pentru că ați dat pe față încă o dată răbdare și Dumnezeu să ne binecuvânteze cu această descoperire a lui Isus Hristos, nu doar în cartea Apocalipsei, ci și în propria viață.